Deja suntem a treia duminică de când studiem cele 10 porunci pentru familie. Am vrea să înțelegem aceste 10 porunci ale Domnului în aplicații practice pentru viața noastră de familie. Și în seara aceasta, titlul pe care l-am dat predicii mele este O familie sănătoasă îl ia pe Dumnezeu în serios. O familie sănătoasă îl ia pe Dumnezeu în serios. În Exod, capitolul 20, versetul 7, versetul cu porunca a treia sună astfel: să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Am consultat o serie de traduceri vechi ale Bibliei în limba română și toți au tradus exact cu această expresie: a lua în deșert numele Domnului. Aproape că este destul de dificil pentru noi să înțelegem exact ce înseamnă lucrul acesta, dar sunt convins că la terminarea predicii din această seară o să înțelegeți mult mai bine expresia aceasta. În engleză există un cuvânt care se cheamă forgery. Forgery înseamnă să falsifici semnătura cuiva, să furi semnătura cuiva, să semnezi în locul altuia. Cam asta înseamnă, într-un fel, să nu iei în deșert numele Domnului, să nu-i furi semnătura, să nu-i furi numele, să nu-i folosești numele cum nu trebuie, să nu-l reprezinți pe Domnul cum nu trebuie. În introducerea predicii mele vreau să vă întreb ceva. Știți ce înseamnă numele dumneavoastră? Știți ce reprezintă numele pe care îl aveți? Numărul 1 înseamnă reputația ta. Se spune despre unii oameni: are un nume bun și a făcut un nume bun, a trăit în așa fel încât are un nume bun. Alții spunem: asta are un nume rău, când auzi de asta știi exact despre ce este vorba, nu-i așa? Reputația omului este legată de numele lui. Nu trebuie să spui multe lucruri. Dacă ai spus Hitler, știi exact despre ce reputație este vorba, nu? Elvis, la fel, nu? Ceaușescu, Bill Clinton, nu? Spune absolut tot. Nu trebuie să mai spui nimic altceva decât numele ăsta, Clinton și dețeat. Deja e clar treaba. Reputația este legată de un nume, de numele tău. Reputația ta e legată de numele tău. Apoi, caracterul tău e legat de numele care îl porți. Ceea ce ești tu nu poate fi separat de numele tău. Când cineva își schimbă caracterul, Dumnezeu a schimbat și numele. Gândiți-vă la Avram, nu? Dumnezeu l-a numit Avraam, pe Sara, Sara, cu doi de-a. Domnul Iisus a schimbat numele lui Simon, nu? L-a numit Petru, Chifa. Gândiți-vă pe Iacov, Dumnezeu a schimbat numele. I-a spus numele Israel. Când Dumnezeu schimbă caracterul unui om, îi schimbă și numele. Apoi, de numele tău este legată autoritatea care tu o ai. Când un polițist te oprește, nu? Nu zice, aici Joseph Smith, scoate carnetul. Zice, in the name of the law, în numele legii, deschide ușa. El, în spatele lui este legea. Așa, în spatele numelui nostru este autoritatea care o avem. Hai să zicem că stai la cină seara, toți copiii sunt lângă tine și sună telefonul. Și cei care mai aveți încă telefon cu fir, nu? Că lucrul ăsta începe să fie deja antic, nu? Un copil sare de la masă, se duce la telefon. Și tata zice, cine? Jan Novak. Spune că am să-l chem, să-l sun mai târziu. Spune că am să-l sun mai târziu. Dar imaginați-vă că copilul ăsta vine și spune, e John McCain. Cred că a sărit de la masă repede și te-a dus la telefon, nu? Că în spatele unui nume stă o autoritate, nu-i așa? Și ascultați-mă bine, când iei în deșert numele Domnului, asta înseamnă că îi sfidezi reputația lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu
și autoritatea lui Dumnezeu. De aceea este un păcat enorm de mare să iei în deșert numele Domnului. George Barna, care este un cercetător al lumii creștine de astăzi, a stabilit prin sondajele lui de opinie că 66% din americani recunosc că au luat numele Domnului în deșert. Eu cred că procentajul este mult mai mare. Pentru că fiecare dintre noi, dacă suntem sinceri, avem momente în viață când am luat numele Domnului în deșert. Și în seara asta vreau să vă convinc că așa îi. Că este unul dintre cele mai răspândite păcate în viața noastră, una dintre poruncile cele mai călcate de noi în picioare, mai ales noi creștinii, care toată ziua suntem cu numele Domnului pe buzele noastre și îl luăm în deșert foarte, foarte ușor. În primul rând, hai să vorbim ceva despre numele lui Dumnezeu. De ce acest nume vrea să și-l păzească Dumnezeu așa de tare? De ce ține Dumnezeu așa de mult la acest nume? În Vechiul Testament se folosesc câteva nume ale lui Dumnezeu și om să menționez doar două în seara aceasta. Când Dumnezeu s-a revelat lui Moise, Moise l-a întrebat, da, tu cine ești? Cum te cheamă pe tine? Eu va trebui să mă duc la poporul meu să le spun că am stat de vorbă cu tine. În numele cui? Ce nume vrei să folosesc? Și Dumnezeu a spus, spune că eu sunt cel ce sunt. Eu sunt cel ce sunt. În evreiește, Aieh Asher Aieh. Idiomul acesta evreiesc este extrem de profund. Nu numai că Dumnezeu spune, eu exist prin mine însumi. Eu sunt ceea ce sunt eu, prin mine însumi. N-am nevoie de nimeni ca să exist. Nu m-a creat nimeni ca să exist în această lume. Apoi, există în înțelegerea evreiască o frază care mi-a plăcut așa de mult. Evreii au tradus, eu sunt cel ce sunt, cu expresia aceasta, când tu ajungi acolo, eu deja o să fiu acolo. Asta vrea să spună Dumnezeu. Eu deja sunt acolo. Oriunde te-ai duce, eu deja sunt acolo. Sau altă formulare, eu sunt tot ceea ce ai tu nevoie. Eu sunt împlinirea tuturor nevoilor tale. Numele acesta lui Dumnezeu este extraordinar, de frumos și foarte profund. O să vedem cum Domnul Iisus Hristos în Noul Testament se identifică cu acest nume. Apoi un alt nume al lui Dumnezeu pe care îl găsim este acela de Jehova sau Iahve, reprezentat de cele patru consoane, YHWH. Consoanele Iod, Heh, Vah și Heh, care din respect pentru numele sacru lui Dumnezeu, evreii nu scriau vocalele, numai consoanele acestui nume. De aceea, aproape nu se știe exact cum se pronunță. Nu știm care sunt vocalele care se pun între aceste consoane. Unii spun Yahweh, alții spun Jehova. Nu știm exact. Evreii nu pronunțau și nu scriau numele acesta întreg al lui Dumnezeu niciodată, din mare respect. Dacă trebuia să scrie această tetragramă, evreul prima dată se ducea să spăla pe mâini. Nu putea să scrie numele acesta lui Dumnezeu cu mâinile murdare. În locul numelui lui Dumnezeu, în locul lui Iahve sau Jehova, ei foloseau Shem, Hameforaș, care însemna numele inefabil, numele acela care nu poate fi pronunțat. Sau, în loc de tetragrama aceasta, foloseau Adonai, Domnul, ca să nu fie nevoit să folosească numele Jehova sau Iahve. Sau, de cele mai multe ori, foloseau numai Hashem, care însemna numele Hashem. Numele. Și toți evreii știau despre ce nume este vorba, dar numele acela nu-l pronunțau din mare respect față de Dumnezeu.
E bine, în Noul Testament, Iisus este în forma greacă, numele lui Iisus este Yeshua, care înseamnă Yahweh sau Jehova este salvarea, este mântuirea. Jehova este mântuirea. Practic, numele Domnului Iisus Hristos din Noul Testament reflectă caracterul, reputația, autoritatea lui Dumnezeu de a salva, de a mântui lumea întreagă. De foarte multe ori, Domnul Iisus Hristos a folosit numele lui Dumnezeu dat lui Moise, Eu Sunt, în limba greacă, Ego Emi, în care el se identifică cu Jehova, cu Dumnezeu care a spus, Eu sunt cel ce sunt. Iată câteva extrase din Noul Testament în care Domnul folosește numele acesta al lui Dumnezeu. În primul rând este Ioan 6:35. Eu sunt pâinea vieții, spune Mântuitorul. Eu sunt pâinea vieții. Eu sunt lumina lumii, Ioan 8:12. Ioan 10:9. Eu sunt ușa, ușa oilor. Ioan 10:11. Eu sunt păstorul cel bun. Ioan 11:21, Eu sunt învierea și viața. Ioan 14:6, Eu sunt calea, adevărul și viața. Ioan 8:24, Dacă nu credeți că Eu sunt, veți muri în păcatele voastre, spune Mântuitorul. Și poate că fraza cea mai extraordinară este rostită de Mântuitorul în Ioan 8:58, în care spune, Înainte de Avram, Eu sunt. Corect, gramatical, ar fi trebuit să spună, înainte de Avram, eu am fost. Eu am fost înainte de Avram. Dar nu, Domnul nu folosește greșit. El spune, înainte de Avram, eu sunt. Pentru că eu sunt cel ce sunt. Eu sunt Jehova întrupat printre voi. În Ioan 18:56, în timp ce îl arestau soldații romani, El a spus, eu sunt. Știți ce s-a întâmplat? Au căzut cu toții la pământ în fața numelui lui Jehova, numelui lui Dumnezeu. În Marcu 14:62 este în fața marului preot. Spune din nou, eu sunt și veți vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului. În momentul acela, marele preot și-a rupt veșmintele pentru că el considera o blasfemie grozavă rostită de Mântuitorul, identificându-se cu Dumnezeu, cu Jehova. Dar poate că unul dintre lucrurile senzaționale pe care nu l-am știut nici eu până acum, când am studiat subiectul acesta, îl găsim în înscrisul lui Pilat de pe cruce. Știți că Pilat a scris deasupra crucii Mântuitorului Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. A scris asta în evreiește, latină și grecește, spune Sfânta Scriptură. Le-a scris în trei limbi. E bine, marii preoți s-au supărat foarte, foarte tare pe chestiunea asta și s-au dus la Pilat să ceară să schimbe ce a scris, pentru că ziceau, ei, nu e corect scris așa, el trebuie să fie scris că el a zis că este împăratul lui Israel, împăratul iudeilor. Și Pilat i-a trimis la plimbare și a spus, ce am scris, am scris, eu nu scriu de cum vreți voi, ci scriu cum vreau eu. I-a trimis la plimbare. E bine, în evreiește, expresia aceasta este foarte interesantă. Yeshua ha-Nazarei, Vimelech ha-Hehudim. Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Știți că acrostihul, deci, dacă vreți, sau literele mari ale acestei afirmații conțin exact tetragrama Yod, Heh, Vah, Heh, care însemna Yahweh, Jehova. Motivul pentru care a făcut să nebunească pe mari preoți era că deasupra crucii lui Iisus Hristos era tetragrama cu numele lui Jehova din Vechiul Testament. Și în momentul acesta, bineînțeles, scandalul a fost formidabil.
Pilat însă a rezistat și a spus ce am scris. Ei bine, despre o asemenea nume este vorba atunci când îl luăm în deșert, când vorbim ușor despre el. Și am vrut să vedeți despre ce este vorba, ce fel de nume luăm noi ușor în vorbele noastre de fiecare zi. Haideți să vedem 5 modalități în care iei numele lui Dumnezeu în deșert, în care putem să luăm numele lui Dumnezeu în deșert. Numărul 1, când folosești numele lui în insulte și în înjurături. Înjurăturile în care se folosește numele lui Dumnezeu, îmi place să cred și am început să cred că sunt de influență demonică. Veneam de la biserică într-o noapte, eram în România, țineți minte că era întuneric și ziua, dar noaptea, nu ardeau becurile, făceau economie, frații, și veneam singur cu soția printre blocuri, întuneric, besnă. Și în fața noastră venea un bețiv, l-am dat seama că e beat, că umbla așa pe mai multe cărări deodată. Când a ajuns în dreptul nostru, s-a oprit și a început să blasteme de Dumnezeu foarte, foarte urât. Mi-am dat seama că omul acesta era împins de satana să facă asemenea lucruri. Pe șantier unde am lucrat în Arad, în România, am oprit de multe ori oameni care înjurau foarte urât de Dumnezeu. Și am spus, de ce înjur de Dumnezeu? O înjură de altceva. De ce înjur de Dumnezeu? Zice, nimic că nu mă răcorește așa de tare ca și când înjur de Dumnezeu. Nu vi se pare foarte ciudat lucrul ăsta? Necazul este că noi cei care auzeam am început să ne obișnuim și nu mai aveam nicio atitudine. Nu ne mai supăra sau nu ne mai deranja treaba asta. Dacă urmăriți comedianții americani de astăzi, umoriști americani de astăzi, înjurăturile sunt tot la câteva fraze. Și numele lui Dumnezeu și numele lui Iisus Hristos sunt batjocorite de sute de ori într-o singură seară de spectacol. La orice film vă veți uita, pe lângă F-word veți auzi blesteme la adresa lui Dumnezeu, veți auzi folosindu-se numele lui Hristos în deșert, everywhere, peste tot. Limbajul mizerabil al filmelor de astăzi dovedesc că numele lui Dumnezeu este profanat la orice pas în America. Eu cred că oamenii care înjură sunt lipsiți de maturitate emoțională. Nu știu să-și stăpânească emoțiile. Știți că nu ai nevoie de multă minte să înjuri, nu? Un papagal nu are nevoie de multă minte să fie învățat să înjure. Ați auzit că unii învățau pe papagal să înjure. Eu am văzut părinți care i-au învățat pe copiii lor primele cuvinte să înjure. Vai, mânca la mama, ce drăguțe, cum înjură de frumos. Înjura. Ăla mic, deja înjura. Nu știa ce spune, dar înjura. Se spune că un fermier a venit târziu acasă și acum doamna care l-a așteptat cu cina era deja nervoasă, nu? L-a luat la întrebări, unde ai stat, ce s-a întâmplat, ce s-a rupt căruța în drum. Zice, nu, domnule, dar în drum spre casă m-am întâlnit cu popa, zice, cu preotul din sat și l-am luat în căruță. Și care treaba? Zice, din momentul ăla, catârii n-au mai ascultat nicio poruncă din partea mea. Ce se întâmplă? În prezența pastorului nu mai înjura. Și catârii nu știau decât înjurăturile și blestemele lui. Și în fața popii n-au mai știut să dea comenzile care trebuie și nu mai știau catârii să asculte de el. Când a avut loc o mare trezire spirituală în țara Galilor, între mineri, în minele de cărbuni, se spune că s-a oprit producția pentru că catârii nu mai știau comenzele. Oamenii s-au pocăit și nu mai înjurau. Și ăștia nu mai știau ce zice stăpânul acum. Că nu știau decât înjurăturile celor care mânau cai. Și acum, pentru că ăștia s-au pocăit, nu mai înjurau, catârii nu mai cunoșteau comenzele. În Chicago,
familiile din biserica noastră, cei mai tineri, aveau o echipă de fotbal. Și am zis, mă băieți, vreau să mă duc și eu cu voi, să fiu în mijlocul fraților. Nu că asta se reproșează pastorul. Nu sunt cu frații, să fiu în mijlocul fraților. Și am vrut să mă duc la... Au venit vreo doi la mine, zice, frate, te rugăm să nu vii. Te rugăm să stai acasă. Da, de ce, mă? Eu vreau să fiu... Nu veni cu noi, că nu vreau să ne auzi ce spunem când ne enervăm. M-am rugat să stau acasă, să nu îi aud pe frați cum vorbesc la fotbal. Nu? Băieții mei au venit toată acasă și eram aici în Phoenix, să jucau pe un teren fotbal. Zice, tate, am descoperit care e diferența între români și americani. Care? Păi zice, când un american dă pe lângă poartă, toți aia la zic, nice try, ai încercat, bă. Zice, când un român dă pe lângă poartă, tâmpitule, prostule, toate epitetele de pe lume, pe bietul om, nu? Ia? Și asta este diferența între români și americani. A folosi numele lui Dumnezeu în insulte, în înjurături, este unul dintre păcatele teribile de care se face vinovat creștinul modern de astăzi. În al doilea rând, când folosești numele lui Dumnezeu spre profitul tău, folosind mai ales în jurăminte, nu? Când îți scuzi acțiunile, dând vina pe Dumnezeu, refuzând să-ți asumi responsabilitatea pentru ceea ce ai făcut. Eu am așa o problemă foarte mare cu fraze de genul ăsta. Domnul mi-a pus pe inimă. Oare chiar așa să fie? Pentru că ce vrei să faci în urma acestei fraze, îmi dă toate motivele să mă duiesc că n-a fost Domnul atunci ce ți-a pus asta pe inimă. M-am simțit călăuzit de Domnul Să. Și aici urmează o serie de alte lucruri. Domnul îmi va spune ce să fac. Ați auzit fraza aia, nu? Iată ce spune Leviticul 19 cu versetul 12. Să nu jurați strâmb pe numele meu, căci ai necinsti astfel numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul. Să nu faceți promisiuni în numele Domnului. Viu este Domnul, cam să mă duc să te ajut. Și nu am mai venit. Nu? Folosești numele Domnului. Să mă bată Domnul dacă n-am să merg. Ați auzit fraze din asta, nu? Să mă pedepsească Domnul cu toată asprimea dacă... dacă ar face-o Domnul, nu știu ce ai reșit din tine. Mi-a povestit un păstor american cum s-a întors la Domnul. Și am auzit una dintre cele mai ciudate și colorate convertiri. Zice, eram tânăr în biserică, nu le aveam deloc cu pocăința și nici nu aveam de gând să mă pocăiesc. Zice, dar la biserica noastră era obiceiul ca fiecare membru pe rând, era o biserică mai mică, să vină în față și să facă o mărturisire, un testimony, nu? Ce s-a întâmplat în săptămâna asta, cum s-a întors la Domn, ceva. Și zice, era o soră care era o bârfitoare de mare clasă, toată lumea o știa în biserică. Zice, și înflorea lucrurile de numa. Toate erau. Și a venit în față și a spus ceva care era pur și simplu inventat. Și când a văzut ea că nu e crezută de oameni, zice, cum, nu mă credeți? Păi zice, dacă nu e adevărat, să pice candelabrul ăsta pe mine. Zice, și-a picat candelabrul. Zice, în momentul ăla m-am pocăit, spune ăsta. În momentul ăla m-am întors la Domnul. Nu? Oamenii folosesc numele lui Dumnezeu în jurăminte de genul ăsta, în promisiuni, în făgăduințe, jură pe Biblie, nu contează că așa este, nu? Când pretinzi aprobarea lui Dumnezeu în ceva ce știi bine că nu e voia Lui, știi bine că nu e voia lui Dumnezeu, dar vrei să-i cumperi, vrei să-ți vinzi marfa, vrei să ieși bine din afacerea asta. 3. Când folosești numele Lui, să intimidezi pe alții.
pretenția unei călăuziri divine din partea lui Dumnezeu pentru a impresiona, pentru a intimida pe ceilalți. Știți că o expresie, să nu iei numele Domnului în deșert, este să nu furi numele Domnului, să nu-l furi, să nu furi numele Domnului, să nu-l folosești abuziv pentru a-i intimida pe alții. M-am rugat pentru aceasta și dacă Domnul vrea, nu, cu asta manipulăm familia. Domnul mi-a zis, Domnul mi-a vorbit, Domnul mi-a spus, nu vorbi niciodată în numele lui Dumnezeu neautorizat. Nu vorbi neautorizat în numele lui Dumnezeu. Eu am o problemă foarte mare cu... unii oameni cred că gusturile lor sunt și gusturile lui Dumnezeu. Nu-i așa? Lui Dumnezeu îi place exact muzica care îi place lui. Lui Dumnezeu îi place exact moda de îmbrăcăminte cum îi place lui. Și atunci predicele sunt așa, Domnului nu-i place, nu? Aveam o melodie pe vremea noastră că pantalonii evazați nu erau binecuvântați. Mai țineți minte, cum erau câteva stro? Ia, cu plete și perciuni poți face rugăciuni. Era grozavă chestia asta. Deci cineva știa exact gusturile Domnului și voia să ne îmbrace exact cum îi place Domnului. Unii și încep predicile așa, planul lui Dumnezeu de mântuire a lumii, dar nu mai spune, l-a împărtășit exact cu tine și numai voi doi îl știți, așa e? Nu folosi niciodată numele lui Dumnezeu să intimidezi pe alții. Domnului nu-i place tobele în biserică. Nu? A fost o perioadă, acum s-au pocăit, s-au cumințit pocăiții noștri, Doamne Iisuse. Dar noi făceam, dacă noi aveam concert de Crăciun, fac concert în biserică. Acum cele mai mari concerte le fac ăia care ne criticau pe noi atunci. Okay? Au băgat tobele în biserică. Acum au și ei tobe. Dar nu mai zic nimic, că le-au crescut copiii. Ce să mai povestesc? Am fost la o conferință cu ani în urmă, conferință de păstori și asta a fost problema cea mai mare, domnule. Au zis fraților, au băgat tobele în biserică. Și-a ridicat, a luat unul cuvânt, un păstor, zice, fraților, zice, noi am găsit o soluție pentru treaba asta. Care? Am cumpărat niște tobe care nu se aud. Cum însă? De alea electronice. Am cumpărat tobe de alea electronice care nu se auzeau. Deci aveau, dar nu se auzeau. Asta era exact după voia Domnului. Nu? Nu folosiți niciodată numele lui Dumnezeu să intimidezi pe alții. Nu-i manipula pe oameni cu numele lui Dumnezeu. Și mai ales în familie. Mai ales în familie. Soții care pretind că Domnul le-a zis să nu mai spele, să nu mai facă nimic, să stea pe Facebook toată ziua. Bărbaților le-a vorbit Domnul nu știu cum, ne intimidăm copiii cu fraze de genul ăsta, nu? Foarte serioși. Domnului nu-i place. Eu cred că Domnul și-a împărtășit gusturile cu tine. Dar tu vrei să intimidezi pe cei din jurul tău cu numele lui Dumnezeu. Și folosești numele Domnului în deșert. 4. Când folosești numele Domnului pentru a impresiona, să rămână toți cu gura căscată. Avem un întreg jargon religios pe tema asta, nu? Trebuie să ne dovedim spiritualitatea cu un limbaj, domnule, pe măsură. Ei, problema mea cea mai mare în România era că nu aveam limbaj politic, domnule. Nu aveam limbaj politic, pentru că îl uram. Trebuia să vorbești cu anumite fraze, tip, erau political correctness în perioada aceea în România, era limbaj politic, să ai limbaj politic. M-a ascultat profesorul la socialist științific,
Zice, măi, tu știi bine exact ceea ce spui, dar nu ai limbaj politic. Pentru că uram limbajul ăla politic. E bine, noi am început să transformăm și să folosim numele lui Dumnezeu în clișee, în fraze. Cine ne aude, se vadă, mă, ce pocăit este, este extra, nemaipomenit. No, ăsta da, ăsta da pocăit. Și aici, aici începe fariseismul cu toate aspectele lui în viața noastră. Cunoșteam pe cineva care o lua pe Rodica la cumpărături pentru că ea a lucrat la mall câțiva ani de zile și dacă voia să cumpere ceva, voia pe cineva care știa ce înseamnă mall. Și întotdeauna spunea, Rodica, eu vreau niște haine din alea care să arate foarte modeste. Nu contează cât costă. Dădea câteva sute de dolari pe o bluză, dar să arate modest. De obicei, niște culori din astea așa mai închise, mai învechite, mai spălăcite. Ia? Și tot timpul când vorbea, avea grijă să strecoare cât de modești sunt ei, cât de modești sunt. O, ei numai cu haine de căpătat umblă, de la frați. Surpriza mea cea mai mare, că într-o zi am dus două geamantane pentru acești frați foarte pocăiți și am vrut să intru în casă cu geamantanele și mi s-a trântit ușa nas de nu m-am văzut. Dar efectiv, m-a lovit cu ușa nas. Hei, eu n-aveam voie să știu ce e în casa lor, pentru că poate că imaginea proiectată cu aia reală erau două lucruri foarte diferite. Nu? De aici începe fariseismul. Cum ne îmbrăcăm, cum vorbim. Limbajul religios. Numai cu Domnul suntem pe buze. Ca și politicieni înainte de alegeri. Nu? Nu știu exact despre ce Domnul e vorba, dar numai versete din Biblie spunem. Iată ce spune Apostolul Pavel în Tit, capitolul 1, versetul 16. Ei se laudă că mă cunosc. Că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc că sunt o scârbă, nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. Pentru că folosești numele lui Dumnezeu pentru a crea o imagine falsă, o imagine falsă despre tine. Se minte că într-o zi, la o conferință pastorală, unul dintre pastorii din America mi-a făcut un șoc foarte serios. Ne-a spus-o pe șleau în fața tuturor că, fraților, totul este percepția. Totul este percepția. Cum te percep oamenii? Asta este cel mai important lucru. M-am îngrozit pentru că mi-am dat seama că un păstor cu asemenea filozofie, ăsta nu e sincer niciodată, nu e transparent niciodată. Ăsta întotdeauna studiază o imagine și o proiectează. Și imaginea nu e adevărată. Nu folosi numele lui Dumnezeu pentru a impresiona. Rodica știe și este aici, e martoră. Ne întâlneam la conferințele pastorale și era un păstor care întotdeauna își prezenta soția. Prea iubita mea, cea mai frumoasă, cea mai... Și făcea declarații publice lui nevastă sa. Acum, timpul a dovedit că ăsta o înșela pe nevastă sa. Dar când faci declarații din asta publice, de obicei, declarațiile astea ar trebui să le faci în particular, nu când ești tu cu ea. Dar când faci paradă de chestia asta, înseamnă că tu acoperi o mare fără de lege. Multa religie, multa pioșenie verbală, de obicei ascunde o fără de lege în spatele unei sutane. Și despre sutană spunea cineva, ridică întotdeauna sutana popii să vezi are pantofi sau copite. Să vezi ce se ascunde sub sutana aceea. Întotdeauna când apare un limbaj din ăsta extrem de religios, s-ar putea să nu fie pantofi sub sutana, să fie copite. Și ultimul, care sper să îngrozesc pe unii, nu folosi numele lui Dumnezeu impulsiv, la frică, la furie, la uimire, sau, eu știu, de obicei, din obicei, că ăsta ți-e obiceiul.
Când suntem dominați de sentimentele noastre, când nu știm să ne le stăpânim, folosim numele lui Dumnezeu unii aproape involuntari și folosim Oh my God! Oh my God! Oare este corect să-L folosești peste tot? Acum, unii au bănuit că nu este ceva în regulă și zic Oh my gosh! Okay. Oh my gosh! Dar în ultima instanță tot asta au vrut să spună Oh my God! În sens de uimire, în sens de surpriză, așa, ți se întâmplă ceva și spui Jesus, oh my Jesus. Eu cred că luăm numele Domnului în deșert, în actele impulsurilor noastre, îl folosim pe Dumnezeu, în numele lui Dumnezeu, sub impulsul emoțiilor noastre. Cu câteva duminici în urmă v-am povestit că mergeam la evangelizare și când mașina a luat-o așa, am auzit niște înjurături de Dumnezeu de m-am îngrozit de la șoferul meu cu care mergeam la evangelizare. Zice, frate, m-am scăpat. S-a scăpat omul. A scăpat o înjurătură, nu? Eu m-am îngrozit. Eu mergeam la evangelizare, nu? Uite cu cine. Am început evangelizarea cu el. Nu știu dacă s-a pocăit asta vreodată, dar să simțea justificat în momente din astea așa de emoții, să tragă niște înjurături, nu? Și înjura de Dumnezeu, nu? Nu folosi numele Domnului doar de pe buze. Nu-l folosi din obicei, din rutină. Și mai ales noi, pentecostale, suntem în pericol să folosim numele lui Dumnezeu din rutină. Avem rugăciuni și mă bucur că biserica noastră a făcut un pic de revoluție, că ne rugăm specific, avem rugăciuni specifice. Că dacă n-am avea rugăciuni specifice, iar o mai spunem o dată pe aia din tâi, de la început. Și dacă ne rugăm de trei ori, o spunem de trei ori. Și repetăm aceeași morișcă, aceeași rugăciune de fiecare dată. Domnul Iisus a văzut tendința asta de a folosi numele lui Dumnezeu așa din instinct, din obicei, din, eu știu. Și în Matei 6 cu 7 spune așa, când vă rugați să nu borborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Vor fi ascultați. Vreau să închei, să vedem cum să folosim numele lui Dumnezeu în mod corect. Cum să folosim corect numele Domnului. În primul rând, ar trebui să practicăm o reverență permanentă față de numele Lui, o reverență permanentă, un respect permanent. Trebuie să tratăm numele Domnului cu cel mai mare respect, să-L folosim cu grijă, cu dragoste, ca un act de închinare înaintea lui Dumnezeu. În Psalmul 29, versetul 2, cuvântul Domnului spune, dați Domnului slava cuvenită numelui Lui. Numele Lui are o slavă care îi se cuvine. Trebuie să fie însoțit numele lui Dumnezeu de această slavă care îi se cuvine. Închinați-vă înaintea lui îmbrăcați cu podoabe sfinte. Nu putem sta nepăsători când numele lui Dumnezeu e blestemat și blasfemiat. Nu putem, nu avem voie să stăm. Știți că David, când a auzit pe Goliat că îl blasteme pe Dumnezeu, a spus, ăsta mă duc, ăsta e un mort deja. O piatră îi trebuie și l-am terminat, pentru că a făcut o greșeală foarte mare, l-a blestemat pe Dumnezeu. Dar când l-a blestemat Shimei pe David și a aruncat cu praf în aer, David a plecat capul și a zis, poate l-a pus Dumnezeu să mă umilească în felul ăsta. N-a făcut nimic, n-a reacționat. În cazul nostru că noi reacționăm invers. Când zice cineva ceva de noi, a, cine e mă, Nemer Nicola? No, pe el. Punem noi gura pe el, nu? Dar dacă îl blasteme pe Dumnezeu, toată lumea o face, plecăm mai departe. Nu mai suntem supărați că numele lui Dumnezeu e dezonorat, ci suntem supărați că numele noastre sunt dezonorate. Dragostea cheamă la acțiune. Dacă l-am iubit pe Dumnezeu cu adevărat, atunci am merge la acțiune. Ne-am duce imediat să
dăm slava cuvenită numelui lui Dumnezeu. Aveți grijă ca în familia dumneavoastră să fie un limbaj care îl onorează pe Dumnezeu. Gândiți-vă la limbajul folosit în familie, în educarea copiilor, în relațiile tale cu soțul și soția. Ce cuvinte folosești? Onorează pe Dumnezeu comportamentul acesta sau nu? Pentru că urmează numărul 2. Reprezintă-L pe Domnul cu cinste oriunde te găsești, oriunde te afla. Stilul nostru de viață aduce cinste sau aduce ocară lui Dumnezeu, numele lui Dumnezeu. Oamenii vor binecuvânta pe Domnul sau îl vor blestema pe Domnul văzând faptele noastre. Ce fel de reclamă facem noi lui Dumnezeu? Una bună sau una proastă? Cea mai proastă reclamă pe care o poate face cineva numele lui Dumnezeu sunt creștinii. Suntem noi. Iată ce spunea Apostolul Pavel în 2 Timotei 2 cu 19. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei care sunt ai Lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Nu poți să trăiești în fără de lege și să rostești numele Domnului în același timp, nu? Două motive pentru care oamenii nu vin la Hristos. Și aș putea adăuga două motive pentru care copiii noștri nu se întorc la Domnul. Ascultați-mă bine. Unu, n-au întâlnit niciodată un creștin adevărat. N-au întâlnit niciodată un creștin adevărat. Sau au întâlnit doar un creștin numai cu numele. Numai cu numele. Ne putem feri de toată lumea, în afară de copiii noștri. Eram într-un oraș aici în România, am ținut o predică despre farisei și când am ieșit afară, un prieten de-a meu, ne cunoaștem încă din anii de școală primară, mi-a zis, mă, Petre, ce mi-ai făcut astăzi? Ce? Zice, a stat fiul meu lângă mine, mi-a dat un cot și mi-a zis, bătrâne, fii atent că vorbește de tine. Fii atent că vorbește de tine. Ăsta știa că tatălui era un fariseu. Și în final, numărul 3, bizuiește-te total pe numele Domnului. De ce ne rugăm noi în numele Domnului Iisus? Pentru că nu putem merge în numele meritelor noastre la Dumnezeu. Nu putem să mergem la Dumnezeu în numele realizărilor și a meritelor noastre. În Coloseni 3 cu 17, Apostolul Pavel spune și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus Hristos și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Vreau să închei cu câteva concluzii. Numărul 1. Numele lui Dumnezeu reprezintă reputația, caracterul și autoritatea Lui. Așa cum reputația, caracterul și autoritatea ta sunt legate de numele tău. Când vorbești ușor de numele lui Dumnezeu, îi ataci reputația, caracterul și autoritatea. Nu vorbi ușor de Dumnezeu și nu folosi iresponsabil numele Lui. Ferește-te să folosești numele lui Dumnezeu într-un mod iresponsabil. Verifică-ți limbajul, curățește-l. Una dintre problemele pe care eu le-am avut când m-am întors la Domnul la 20 de ani, eram, încă nu împlinisem, la 19 ani, în decembrie 1969, Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt în casa fratelui pastor Teodor Codreanu. Și una dintre problemele majore pe care eu le aveam așa proaspăt întors la Domnul este că îmi rămăseseră în minte clișeele înjurăturilor pe care le spuneam. Înjuram tramvaiul că nu vine, eu știu, vorbe, știți cum vorbeau tinerii foarte ușor. Și o pocăință foarte serioasă era, și
am plâns mult înaintea lui Domnului când veneau din nou cuvintele acelea. Acum nu le mai rosteam, mi-era frică să nu le mai rosteam, dar îmi veneau în minte. Și m-am rugat enorm de mult lui Dumnezeu să mă scape de gândurile alea, să-mi curățească mintea, să nu mai îmi vină frazele acelea niciodată în minte. Și a scăpat tramvaiul, nu l-am mai înjurat nici în gând în momentul ăla. Dumnezeu m-a vindecat de treaba asta. Roagă-te lui Dumnezeu ca să devii responsabil, nu numai de cuvintele tale, dar și de gândurile tale. Poate că ai ajuns să fii suficient de politicos și suficient de american să spui, pacea Domnului, frate, vai ce mașină frumoasă v-ați cumpărat. Și în gând să spui, picaia roțile la prima curbă. Nu? Rugați-vă Domnului să vă elibereze de lucrurile astea. Pentru că dacă reușiți să nu mai folosiți în limbaj, este o mare realizare. Dar trebuie să vă curățe Domnul gândurile, trebuie să vă curățe mintea de cuvintele murdare care supără pe Domnul. Concluzia numărul 3. Vom da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care l-am rostit vreodată. Dacă este ceva care mă sperie, credeți-mă, și ar trebui să sperie pe orice creștin, este versetul acesta. Matei 12:36. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. De orice cuvânt nefolositor pe care l-au rostit. Porunca spune foarte clar, nu lua numele Domnului în deșert, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce îl va lua în deșert numele Lui. Nu o să scapi, pentru că ai atacat autoritatea, caracterul și reputația lui Dumnezeu, dezonorându-i numele Lui. Nu o să scapi de pedeapsă. Nu o să scapi de pedeapsă. Numărul 4. Trebuie să redobândim respectul cuvenit numelui lui Dumnezeu. Și ar trebui să rostim cu teamă, poate mai rar decât îl rostim acum. Să dobândim frica aceea pe care aveau evreii să nu dezonoreze cumva numele lui Dumnezeu. Nu vorbi în numele lui Dumnezeu dacă nu te-a autorizat și te-a trimis El. Nu te apuca să spui așa vorbește Domnul și știi bine că nu ți-a vorbit Dumnezeu deloc, numai vrei să îl sperii pe ăla de lângă tine, vrei să-l impresionezi. Nu folosi numele lui Dumnezeu niciodată asta. Un mod de a-l dezonora pe Dumnezeu și numele Lui este să vorbești în numele Lui când nu te-a pus El să vorbești. 6. Gusturile și opiniile tale nu le pune niciodată pe seama lui Dumnezeu. Tu nu știi ce muzică îi place lui Dumnezeu, să fie foarte clar. Știți că în seara asta Dumnezeu ascultă muzica tuturor neamurilor pământului? Și sub un baobab, nu știu unde, prin Africa, stă unul și bate un dovleac uscat și Dumnezeu îi place muzica aia, pentru că e un copil al lui, okay? Un tânăr din ăsta zvăpăiat și așa, care zdrângă în o chitară, care te enervează și îți spui că asta e nu știu ce, îl iubește Domnul pentru că cântă cu o inimă bună. Și asta e mai important. Dumnezeu se uită la inimă, nu la stilul muzical, nu la talent și la nimic altceva. De unde vorbești tu în numele Lui, în numele gusturilor Lui? Nu folosi numele Lui Dumnezeu pentru a-ți impune ideile și punctele de vedere, mai ales în familie. Dumnezeu a zis asta, dai cu pumnul în masă. Dumnezeu așa vrea. Nu-L folosi pe Dumnezeu să-ți impui punctul tău de vedere. În cearta cu nevasta, în discuțiile tale cu copiii din familie. Nu folosi numele lui Dumnezeu în deșert. Nu batjocori acest nume al lui Dumnezeu, nu-l băga pe Dumnezeu în scandalurile tale din casă. Te ceri cu nevasta în numele Domnului, nu? Zicea unul, am bătut-o cu cuvântul Domnului.
A luat o Biblie de aia mare și când a dat una în spital a băgat-o. Nu folosi cuvântul lui Dumnezeu în scandalurile tale, în impunerea punctului tău de vedere. Nu este pentru asta numele lui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu trebuie onorat și cinstit. El să fie binecuvântat și slăvit în vecii vecilor. Amin.